însă, un membru al Consiliului Director al Federației Daneze, că tot vorbeam despre Federație, deci Federația Daneză de Ciclism, deci omul era în conducerea Federației Daneze de Ciclism, a fost prins dopat. Cine? Da. Cine? Deci, nu, deci, membru bate, bate știrea cu Vogel și Camenzin. Deci îl cheamă Søren Svenningsen, deci membru al Consiliului Director al Federației Daneze de Ciclism. Dar de ce i-au făcut control? A fost prins de... și era și președinte al unui club danez de ciclism. Omul avea vreo 40 și ceva de ani și mai mergea în curse de veterani și s-a dopat acolo pentru testosteron, la fel ca Floyd Landis, plus alte două substanțe interzise. Bă, ce dracu-ți trebuia, mă, la 45 de ani sau 50 cât avea, la curse de veterani să te dopezi, tu fiind și în conducerea Federației Daneze de Ciclism. Prima oară când am văzut-o, eu nu mi-a venit să cred. Da, și am păstrat-o aici și am uitat, ne-am luat cu vorba. Dar asta totuși m-a așteptat să se întâmple în Balcani, undeva, nu știu, adică... Dar n-ai văzut și în filme ăia care bagă testosteron în ei și pe mă sparg geamurile, da, și devin violenți? Probabil omul vrea să ia uite șoseaua pe unde merge. Da, 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 este spectaculos. Aici, dacă nu ești atent și e un viraj din ăsta, poți să sari în ocean. Mai au 58 de secunde și mai devreme i-am văzut pe cei de la Sky implicându-se la trenă. Și Rabobank. Stai, cine e aici? Moreno? Dar eu nu înțeleg de ce să se implice Sky, de ce să îi favorizeze posibilitatea secundelor lui Purito. Poate au și o variantă. Ben Swift. Da. Poate Froome vrea revanșa. Da. După 3 km. 3 km. Ah, și să vă mai spun ceva, un fenomen natural unic în Europa vom vedea la finalul acestei etape. Râul Hayas se varsă în ocean printr-o cascadă. Niciun râu în Europa nu se mai varsă printr-o cascadă, o cascadă de vreo 100 de metri. Cred că o să și vedem pe parcursul cățărării. Să nu rateze televiziunea spaniolă momentul. Măcar după ce se termină etapa, să vedem așa câteva imagini. Sunt prinși. Deja sunt 40 de secunde. Da, 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 asta e clar. Deci vor fi ajunși câți kilometri mai sunt? 2 și ceva. Hei, 3. 3. Deci îi vor prinde pe primele pante ale cățărării, nu până atunci. Trebuie să fie foarte atenți cei din pluton la virajul ăsta. De fapt, nu au început cățărarea, dar deja... Miros aerul, da, de multe. Da, da, da. Da, Mirador del Esaro este locul, așa cum scria pe facebook.com/Eurosport ceva mai devreme Radu Chicedean, Mirador înseamnă chioșc, foișor, punct de observație mai înalt. Wow. Opa, cine e? Uran sau Enao? Enao? No, nu e Flecea? Și eu cred că e Flecea, pentru că... E prea înalt, prea masiv. Și cu standard în poziția a doua. Al doilea. N-avea ce să caute. Cei de la Rabobank iarăși apar foarte bine cu doi oameni, Filip Gilbert în poziția a șasea. Vă spun eu că vrea Froome victoria și... Vrea și Gilbert, să știi. Nu-l ține pe dealul ăsta. Valverde cu Inciaustie apoi în spatele lui Gilbert și începe cățărarea. Dar se vede imediat începe zidul. Ia uitați-vă. Să aibă foarte mare atenție să nu li se înfigă foaia de angrenaj în asfalt. 1,9 km pe o pantă medie de 13,1 cu maxim de 30%. Sky abordează în primele poziții. Voi vedeți tricoul alb pe undeva sau tricoul roșu? Nu, aici e sincer mă uitam. Astarlosa. Astarlosa e singurul care... Mai poate da trei pedale. Da. Strânge din dinți Astarlosa. Da, n-ai cum să duci mult în ritmul ăsta. Stannard cu Froome. Și iată un rutier de la BMC. Ah, Gilbert. Gilbert, da. Gilbert acolo. Contador în alb este undeva în stânga lui Gilbert. E foarte bine plasat Contador. Purito nu l-am văzut sau este acela din spate? Da, este acolo. E spatele lui Contador, iată-l. Da. Apoi cei doi de la Rabobank, Mollema și Hessing. Mai e cineva de la Katiușa, probabil Daniel Moreno, Valverde în spatele mai lui. Mai vin doi de la Sky, veneau foarte repede, erau columbieni, am impresia. Valverde pare destul de rău plasat acum. Acum trebuie să fii în primii 3-4 dacă vrei. Uitați să... Uitați cum se observă panta de aici. Rabobank a trecut la trenă. Unul dintre cred cei că doi. Mai mult pentru a domoli ritmul. Vedem cine va declanșa atacul. Gilbert e și el printre favoriți. M-am uitat la începutul etapei. Opa, cineva de la FDJ.
Moanar prins. M-am uitat înaintea etapei, 1.75 avea cotă Burrito la victorie. Contador în poziția a doua. Navarro. Navarro într-a treia, da. 16%. Și still growing. Deci în etapa, zona cu 30% ar fi mai spre final. Și 200 de metri sau 300. Cine atacă de la? E Anton. Igor Anton. Anton, da. Asta nu poate decât conveni favoriților. Da, sigur, Anton nu e om de cățără din asta. Deci 1.75, Purito, al doilea era Contador, 6. Da, așa mare diferență. Da. Valverde al treilea, 7. Frum avea 15. Și Gilbert nu era în discuția asta. Ba da, era și el al patrulea parte. Ar fi surprinzător ca Anton să reziste. Nu, nu are cum să reziste, pentru că Purito pentru asta a venit. Ultimul kilometru. Da. Da. Îl prinde și pe Kevin de Vert. Mai Anton. Este doar colegul său în față, da, nu? Da, da. Au pus la cale bine tactica. Și Anton e la 5:29. Vezi ce înseamnă totuși să nu mai contezi la clasamentul general? Nimeni nu se mai aduce. Te iartă puțin, da. Cred că e o tactică, o desfășurare a cursei. Vine Contador cumva în spate? Nu, nu, cred că era Cameron Mayer. Da, da. Nu, uite-l aici. Iată ce a declarat, Bradley McGee, dar atacă Purito, se ia după el Contador. În sfârșit, și Valverde. În sfârșit cu cap Contador. Frumii mai în spate. Anton aici a trecut cu ușurință. A atacat Purito pentru că era secundele de bonificație Anton. Exact. Iată-l și pe Astarlosa, iată-l și pe Cameron Mayer. Oh, Purito trece de toată lumea, este liderul cursei acum cu Contador, Frum, care se ține cu ușurință în spatele lui Purito. 23%. Uitați-vă ce e aici pe această cățărare, ce de lume. Purito trebuie să forțeze, el nu are de ce să aștepte pe nimeni, este da, șansa lui. Pentru că el va avea de pierdut pe marile cățărări, da, din Asturia. Pe Contador nu-l interesează, el poate. Uite-și pe Frum. Moreno în spatele lui, Frum în stilul său, Valverde. Așa e, Frum n-a reacționat din prima, încearcă să-și reintre în ritmul său și să ajungă pe cei doi. Iată cum vine Frum, ce pedale dă. Probabil va mai ataca o dată Purito. Da, s-a domolit un pic. Valverde se vede și el dar acolo. Dar nu este Frum, este Uran sau Enao. Asta chiar că ar fi mare surpriză. Dar să nu rămână cu Frum totuși ceilalți. Se uită Contador în spate. E Frum, e greu de crezut că nu e Frum. N-avea de ce să plece un columbian de capul, da, lui. Da, vezi că v-am zis Anton că este Hesing, este și Nick Roach, sunt doi de la Jedeser și Nocentini, cred că se mai află acolo. Iapa, a trecut în frunte Contador și mărește ritmul. Trebuia să Valverde facă puțin mai devreme. Valverde conduce urmărirea celor doi. Infernal această ultimă parte a cățărării. Eu aș vrea să avem imagini de pe această cățărare după ce încheie favoriții, să vedem grupurile de întârziați cum urcă. Da, să vedem dacă sunt oameni care și-au bicicleta în spinare. Parcă s-a mai domolit un aici, pic panta. Da, cred că am trecut de zona aceea cea mai grea. Da, dar finalul am înțeles că este la fel de greu. Da, finalul e și mai și... ia uite ce ne așteaptă. Ia uite ce ne așteaptă. Noi n-ajungem decât la 270 de metri deasupra nivelului, da, mării. Sigur. Dar plecăm de la 20, sunt 250. 22 de secunde întârzierea lui Frum. Valverde cu Moreno și Hesink în spate. Da, și Frum e undeva mult mai... Uitați-l pe stânga de toată. Da. E cu un coechipier, cred că e cu Enao. Eu v-am zis că nu era Frum acela. În general, se simte omul care se simte bine la contratimp, mai ales când urmează o etapă de cățărare, te poți aștepta cam la același lucru. Hai să vedem câte sute de metri mai sunt. Mod normal, Purito la bate pe Contador. Așa ar trebui, da. Sprint. Depinde când ia sprintul. Da, sigur. Da, e mai experimentat în genul ăsta, da, de finaluri de etapă. Și mai exploziv. Da. Mai ales că n-a dus trena în această ultimă porțiune. Nu că ar fi contat foarte mult plasa pe care o avea. Vedeți, Contador a atacat aici cu Purito, adică a făcut joc comun cu el spre deosebire de finalul acela cu Frum, când n-a vrut să colaboreze cu el. Vă aduceți aminte? Păi ce, mai pierde 4 secunde, atât. Nimic da, toată da, pentru sigur. Contador. Și câștigă o grămadă față de Frum.
Hai să vedem, devine Mosquera, Eze Mosquera. Dacă e din zonă, sigur care fanii nu. Falta. Ce înseamnă falta? Păi o fi, nu știu, să nu se referă la... A plecat Purito. La scandalul de... A plecat Purito. Da, l-a lăsat în urmă Purito. Și cu ce viteză a plecat. Da, nu, n-avea cum să-i răspundă Contador. Mai câștigă și vreo 6-7 secunde minim de Contador. Plus diferența de bonificații, vreo 15 secunde așa. Și încă o etapă. Da, sigur. Absență înseamnă falta. Absență. Okay. Absentează Ezechiel Mosquera. 32. A treia victorie de etapă pentru Purito. Stai, vreau să mă uit la întârzirea lui 32. Contador. 7-8 secunde, cred. Cine a venit? Valverde al treilea. La 13. Sau 12. Hesink aici. Aici Hesink. Și acum vine Sky. Chris Froome cu Daniel Moreno, 22. 14 și cu 22 de secunde i-a luat Contador lui Froome. Pune secundele de bonificație. Da, a pus. 14 și cu 8, 22. Purito a câștigat o singură etapă la Haka. El a, mai a pierdut în fața lui Valverde odată și în fața lui Gilbert la Barcelona. Da, el și are, fost, trei are locuri multe doi. Locuri 2, da. Monfort sau cine a mai venit aici? Incredibilă sosire. Winner Anacona, sau cred. Winner Anacona, da. Incredibilă sosire. Nocentini, Roach. Și Gilbert. Gilbert, iată, la un minut. Anton. Da, se încheie o etapă criminală, un finish cum n-am mai văzut de mult. Îl comparau cu cel de la Valdepeñas de Jaén, dacă ți-aduce aminte din anii.